Cele două formații au mers umăr la umăr în primele 10 minute de joc, la finalul cărora tabela de marcaj a sălii Sepsi Arena arăta egalitate, scor 5-5. Pe fondul reușitelor lui Dumitrana, care a înscris 12 goluri din 12 aruncări la poartă, buzoienii s-au desprins decisiv pe finalul primei reprize și au intrat la pauză cu un avantaj de 8 goluri, scor 19-11. Diferența maximă dintre cele două combatante a fost de 10 goluri și s-a înregistrat în minutul 40, când francezul Renaud a marcat pentru 25-15. Echipa antrenată de Adrian Chirut și Iulian Andrei a mai redus din handicap în ultimele minute, marcând ultimele 3 goluri ale întâlnirii pentru scorul final de 30-24. Și ne așteptam o echipă a Buzoului puternică, cu transferuri care se văd clar în jocul lor. Și au făcut diferența în prima repriză, cu toate că noi am câștigat a doua repriză, dar nu e de ajuns. N-am mai jucat nici ei după ce au văzut că au avut diferența asta. Da, o echipă frumoasă, o echipă care cu siguranță o să o vedem în play-off. Despre noi, ce să zic, și accidentări după meciuri care am tras, mai ales meciul de ieri, venind după meciul de ieri cu Vasluiu, un meci de o încărcătură maximă, cu un efort maxim, ne resimțim. Am încercat, am vrut, cu toate astea am vrut să scoatem maxim de la acest meci, dar n-am reușit. Mergem înainte, campionatul e lung și sperăm să ne omogenizăm și să facem echipa pe care ne-o dorim. A fost un meci greu, cu echipa Buzăului care s-a întărit în această vară, s-a simțit că s-a întărit. Noi, din păcate, am făcut multe greșeli. Că speram să intrăm mai bine în meci după partida de ieri. Dar ăsta e handbalul, trebuie să muncim să ne corectăm greșelile, să începem să jucăm din ce în ce mai bine. CSU Suceava ar fi trebuit să joace sâmbătă și duminică cu CSM Botoșani și CSM Bacău, dar cele două formații nu s-au prezentat la turneul de la Sfântul Gheorghe din cauza numeroaselor cazuri de COVID-19 pe care le-au în lot. Conform regulamentului, echipa suceveană ar urma să câștige ambele jocuri cu scorul de 10-0.